Și poate oamenii chiar se gândesc, ok, ăștia fac filozofie, dar eu ce ar trebui să fac pentru a-mi asuma identitatea de bărbat, să spunem? Cum să mă îmbrac? Păi asta cred că e un lucru simplu și cred că îl știe toată lumea. Să ai un costum sau trei costume, trebuie să ai 7-8 cămăși, una în fiecare zi, de exemplu, da? Să ai un palton, două, că vine toamna, iarna, dacă mai vine, bineînțeles. Cred că lucrurile astea sunt foarte dacă simple. Nu vine sfârșitul, vine toamna. Dacă vine toamna, da. Dar adică eu cred că toată lumea știe lucrul ăsta, numai că nu mai avem aceste modele care să ne arate. Și noi am mai auzit la clienți care vin și spun, Florin, nu mai poți să intru în magazine pentru că ei respectă moda sau canoanele actuale și mă duc și blugii nu mai sunt cum trebuie, ba sunt rupți, ba sunt nu știu cum, nu știu cum și efectiv nu-și mai găsesc hainele pe proporțiile corpului.